Un vagon de tren fabricat în 1881 a fost repus în circulație în Marea Britanie după ce a fost restaurat cu pasiune timp de 5 ani. Destinat membrilor familiei regale și altor în alte personalități, vagonul beneficia de decorații somtoase refăcute în toată splendoarea inițială. Cu el au călătorit între alții viitorul rege Eduard al VII-lea, când era prinț moștenitor, și o celebră cântereață de operă cu care se spune că prințul avea o relație mult prea apropiată. Folosit de inspectorii feroviar până în anii 60, vagonul a fost apoi părăsit pe o linie moarte, de unde a fost scos din fericire din uitare de iubitorii căilor ferate.